Ponta lasă în urmă o serie de scăderi de taxe care au fost bine primite de mediul de afaceri. Scăderea CSE-ului cu 5%, scăderea TVA-ului la alimente de la 24% la 9%, scăderea TVA-ului de la 24% la 20% care urmează să fie pusă în practică de la 1 ianuarie 2016. Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, ca urmare a reorganizării ANAF și a înființării Direcției Antifraudă, bonurile fiscale au devenit o regulă până la cel mai mic chioșc de pe litoral, iar încasările din TVA au crescut cu 20% pe primele șase luni din 2015. Veniturile la buget au crescut de la 141 miliarde lei pe primele 9 luni din 2012 la 169 miliarde lei pe primele 9 luni din 2015, cu 20% peste rata de creștere a PIB-ului din aceeași perioadă de 18%. Pe de altă parte, guvernul a menținut deficitul bugetar sub control prin scăderea investițiilor, care s-a diminuat de la 11,9 miliarde lei pe primele 9 luni din 2012 la 7,6 miliarde lei pe primele 9 luni din 2015. Demisia premierului Victor Ponta ar putea afecta creșterea economică în lipsă a unei soluții clare la situația politică, însă avansul puternic al consumului face puțin probabilă o încetinire mai puternică a creșterii PIB, potrivit firmei britanice de consultanță Capital Economics. Sunt Silviu Calotă și să nu cădem totuși în capcana nostalgiilor.